Ia uite-o pe asta, mea, repriză, mea, ce o să moară, băieții mei. Bă, șacalilor, ce faceți? Bum! A venit băiatul cu vibe-ul din nou! 1 milion de abonați, bă, 1 milion! Cred că ați văzut postul de pe community, ați văzut că am postat acolo la story pe Instagram. Dacă mă urmăriți, da, am făcut 1 milion de abonați. Mi-a zis mult de videoclipul special de 1 milion de abonați, încă nu l-am făcut, nu am ceva super special, dar am ceva, nu știu, care trezește în mine o emoție și vreau să iasă bine. E ceva scurtuț, o să-l public când o să-l termin de făcut. Băieții mei frumoși, fetițele mele frumoase, părinții mei frumoși care vă mai uitați la mine. Vreau să vă dau din starea mea bună, așa că luați cu stare bună și beți apă cât puteți de mult. V-am zis că în fiecare videoclip de genul vibrăm pe melodie, așa că azi este... Pornind un ventilatorul, vă spun că astăzi ne uităm la cele mai stupide construcții, cele mai idiote făcute de cei mai idioți oameni. Am început foarte rău de tot, în prima poză avem toaleta lui Zeus, că trebuie să ajungi în rai, cum ar veni. Sincer, știi de ce-i bună toaleta aia? Că te c***ași pe tine de frică când te uiți așa în jos, știi cum ar veni. Da, se prea poate observa că trebuie să urci 3 trepte ca să poți să ajungi pe toaleta aia, în caz că te faci căcălică mai tare rău de tot, știi, sar direct, hop, direct tu nu mai urci. Că știi cum e, bosule, când te ia, atunci ai, da, te-ai dus că... Op, știi, gen din prima ai sărit acolo. Vă zic personal, eu sunt așa cu un pic de frică din înălțime, așa știi cum ar veni cu data, știi cum ar veni așa, știi ce zic? Tu ți așa un pic. Aoleu, să mă armă. Vreau să trec mai departe. N-am acordat niciodată așa de multă atenție unei toalete în viața mea. Asta e, bă, băiatule, bă, ai pus-o, ai făcut-o perfectă, mere. Te gândești să faci o casă, gen uite acolo ai grădină afară, ce ai așa pe mare priveliște, îți faci o chiuvetică, știi, și când pui robinetul zici, bă, dar parcă dacă stau așa și spăl vasele, dacă nu am baterii la telefon când vreau să ascult muzică, să bag în priză, gen. Nu, sincer, e creier, sincer. Nu, dar sincer, îți pui și tu telefonul la plecat. Și acolo ai rămas, știi, când l-ai băgat în priză, știi cum ar veni, gen, pe bune, sincer. Da, deci asta este sinucidere curată, deci dacă vrei să-i așa, sincer, nu, pe bune. Îți pocnești casa, nu-ți pocnești capul sau corpul, știi, gen, pocnești cu totul, că sari în sus, se duce pe lună, pleacă, fugi, nu mai stă. Nu tare rău de tot, mai știți că am mai făcut videoclipuri de genul și v-am zis, gen, ăștia care o să ieșim acum de la facultate de a făcut online, așa o să facem, jur, sincer, pe bune. Ia uite-l, asta mere, ia uite-l cu sot, opa, sot, pă. Hai de capul meu, faci ce tu mare marcaj acolo, stai pe 45 de grade afară cu basca aia în cap și cu aia să te vadă, cu vestă de aia să te vadă lumea, să tragi și tu pe acolo cu trafaletul ăla și scrii sot până loc de stop să moară familia. Nu știu dacă observat încă că vedeți că se mișcă acolo cu trafaletul ăla umblător așa și cred că face pistă de biciclete acolo, dar mare sot acolo, ce sincer, e creier rău, pe bune. Ia uite-o pe asta, mea, repriză, mea, ce o să moară, băieții mei. Nu, sincer, deci vreau să-mi lăsați un comentariu că sunteți băieți, fete, bunici, strămoși, de nepoți, de ce vreți voi, mătuși și unchi. Bă, lăsați-mi comentariu, bă, dar fiți sinceri dacă voi mergeți cu telefonul la baie. Bă, dar vreau să fii, că de nu mă interesează că ești prințesa Maria sau cum te cheamă. Tu mergi cu telefonul în baie, că și eu fac asta. Și în loc dintr-un căcărescu de 5 minute se fac 50, că stau pe TikTok să mă bată mama, s-a terminat. Gen, chiar un căcărescu de la repede, știi, dacă m-ar veni, mă blochez cu degetul, așa, știi, pe TikTok, să văd chestii random, să văd TikTok, mult, să stau acolo. Nu am nimic de reproșat la chestia asta, numai că v-am să-l bagi măcar pe parte, știi, că așa nu poți să stai gen tu așa, știi, pe tron, așa, să stai cu spatele lipit, știi, trebuie să stai un pic arcuit, așa, gen, să nu se atingă, știi, ca să poată să ții între acolo încărcător așa în spate, știi, și bagi acolo încărcătorul în spate, op, să-l tragi aici pe deasupra capului, stai așa cu el pe umăr, știi, să nu intre în veceu și stai pe telefon, știi, cum ajungi, sincer, pe bune, nu, pe bune, sincer. Ai făcut un dușuleanu, nu știi, să te dai cu feonul, pac, l-ai băgat la toaletă, pac, ți-ai făcut părul, știi, cum ar veni, tot perfect, bă, perfect. Bă, uitați-vă la chestia asta, așa m-am simțit și eu după 12 ani de școală, bă, fix așa. Am venit așa, știi, am urcat frumos, știi, și când se termin clasa 8, așa, 12, 2, liceu, bac, știi cum ar veni, și după bac, gen așa, gen, m-am întors, gen, de unde am plecat, nu, sincer. Ideea e că atunci când am început școala mai știam mate, acum chiar nu mai știu, gen, deloc. Lăsând aceste analogii la o parte, vreau să știu și eu de ce brânza mamei mele care stă acum în bucătărie și vorbește la telefon, ce e asta, frate? Gen, ce sens are? Gen, vii, urci, știi, te urci cu skate-ul acolo și când vii, cobori pe jos să-l iei mână, ce faci? Bă, oamenii mei chiar mă stai să construiască așa ceva, bă. Bă, mi se pare super amuzant pentru că analizez așa în detaliu. Oamenii mei au turnat ciment, au pus cărămizi, au dat comandă de bare de aia, le-au pus, le-au sudat, au făcut, au finisat, le-au făcut drept.
Ca să ce? Poate nu știu eu matematică și adunări, împărțiri, așa, teorema lui Cateta, lui Titanus, cum îl chema. Dar nu făceam, bă, chiar așa, adică dă-o pe bune, sincer, nu, sincer, acum am o problemă să zic sincer, sincer. Mai știi când îți zicea învățătoarea ta, gen Dili, așa rău de tot, știi, că dar ce te uiți la pereți când vorbesc cu tine și gen tu poți să-i arăți asta, știi cum ar veni, că gen, da, chiar mă uit la pereți, pe bune. Nu știu, bă, ce fel de filozofi, ingineri, constructori, arhitecți au făcut așa ceva, dar... De ce ai ridicat, frate, un zid în fața scaunului, adică pe bune? Îi zici tu la iubita ta, hai mă, Andreea, să te scoți undeva, pac, o aduci pe Andreea, stai așa. Mamă, ce tare e asta, mamă, cum... Ai văzut? Pe bune, nu, e tare rău, nu? Gen, ca băiat poți să-ți mai imaginezi chestii, știi, dintr-un perete, știi, că eu imaginez filmele mele, chiar dacă nu-i nimic aici perete în față, știi cum ar veni? Dar Andreea acolo, gen... Păi ești prost, bă, du-te bă la măta, bă, ne despărțim, du-te la măta, haide, haide. Ia uite, pof, ești tu la școală, știi, și te duci într-o baie, adică aștept să vină ora ca să poți te duci în oră la Căcănescu, că te-ar lua rău de tot, și nu te duci în pauză, că e multă lume, te duci într-o oră, știi. Și cer voi la baie și uite, uite, duci, uite, asta e Căcănescu, știi unde faci, știi, ui, așa, așa au gândit ei baia, sincer. Gen, să vă zic sincer, fără să fiu așa nesimțit, bă, dacă ești băiat, știi, gen, când mai dai un pișulic, știi cum ar veni. Trece lumea, vezi că faci un pișulică, știi? Dacă ești fată și, da, mă înțelegi, știi, situația. Haide! Gen, te uiți ochii noi cu ăla, știi? Care trece și tu stai așa, acolo, ăla, acolo, gen, ok, haide! Dar nu știu care erau șansele să o pună fix pe mijloc. Adică, gen, e mai greu să calculezi să o pui pe mijloc decât să o pui random să iasă cu un centimetru mai încolo, pe bune. Gen, măcar să stai așa cu corpul pe toaletă, știi? Așa, știi, cu anul să stai cu capul așa, știi? Să nu te vadă pe ușă, știi care ești. Doamne, oare ți-a put... Dacă, da, dacă e, n-am văzut așa ceva în viața mea. Dar pe asta o știți, bă, băieți? O știți, bă, asta, cum ar veni? Ești tot de prin Bacău, știi, cum ar veni? Și zici, hai că mergem la mall, că avem scărulante la mall în Bacău, că-i șmecher mall în Bacău. Și ajungi în Bacău, ia uite, mare scărulante, deci avem noi automate, care șterg papucii tot, ia uite-le, că văd aici. Ia uite-le, zici că e partea scările spre rai. Despre asta chiar n-are sens să vorbesc. De fapt chiar are sens să vorbesc că am făcut și o chestie asta. Gen, vedeți că aia e oprire de aia de ușă să nu facă mare gaură în perete. Și eram și eu când stăteam la facultate, gen acum jumătate de aia. Am zis, vezi, domnule, să-mi iau și eu de asta. M-am dus în Bricostor să-mi iau în magazinele Omerlin de astea așa cu de-astea. Tu ce, fratele vostru, pac, își cumpără de asta. Și am zis, mamă, să vezi ce o pun acolo la ușă, să nu se izbească, știi, nu tot, pac, pac. Eu m-am gândit să nu se izbească ușa de jos, știi, dar clanța e mai în relief decât ușa, practic, dar eu nu m-am gândit la asta. Și am zis, hai să facem un test. Bum! Când am închis ușa mare, știi cum s-a venit, de nou am vedeam la vecinul în casă, cam așa. Când am dat de ușă, vedeam la vecinul, jur. Mai se întâmplă și la case mari, prieteni, ce să facem? Codul SNEAK pe Food Shop, 10% reducere la orice articol. Bam, ochelare aici frumos, aveți acolo link în descriere, faceți-vă de cap, boi. Da, bă, șacalor, cam astea au fost geniile noastre care au construit chestiile astea. Să nu faceți așa, să-mi lăsați comentariul ăla cu mare telefon pe tronul, știi cum ar veni. Bă, eu mi-am dat un vibe super bun cu videoclip ăsta, sper că v-am dat și vouă din vibe-ul meu pe care mi l-ați dat voi, gen involuntar. Episod în fiecare miercuri și sâmbătă la ora 2. Vă puteți activa scopoțe. Bă, de când n-am mai zis activa scopoțe? Bă, ce bolangiu. Se mă zic așa că m-am, sincer, m-am și eu Instagram, sincer, am 193k. Poate făceam și noi 200 de k, știi, gen, sincer, da, dacă vreți acolo unde, sincer. Și să vă mai zic, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat. Pa, bă!